După cum vedeți acum, suntem în partea a doua și bineînțeles o să începem acțiunea. Acum o să cărăm tot ce am rămas de acolo de jos pe fiecare scară. Cărăm caroplata și bineînțeles o să o punem jos în acțiune total. Deci o să vedeți că este de lucru. Și bineînțeles, tot ce am rămas acolo jos, urcăm și coborâm și le punem pe poziție acolo, grămadă, grămadă. Deci, urmăriți aici acțiunea Andrei. Deci, când urc pe scări, o bucată mică trebuie luată, nu trebuie să o luați prea mult, pentru că nu este bine și, bineînțeles, trebuie luat mai puțin. Se lucrează. Se lucrează la valoare mondială. Risc de șut. Ați văzut? Ia uitați aici. Ce avem aici? Avem prize. Ia uitați. Cum se vede prizele. Deci prizele sunt foarte, foarte ok. Uitați. Deci se lucrează în acțiune totală. Acum luăm măturica. Și bineînțeles, mai avem aici niște bucăți care o să le punem tot în altă parte. Și bineînțeles, o să le instalăm acolo, pentru că nu avem unde să le punem. Dar bucățile mari mai aici și astea mici să stea mai aici, de aproape. Aici mai avem un perete de spart, îl spargem și pe acesta. Ușurel, ușurel, cu ajutorul
Dumnezeu vă face ceea ce trebuie. Deci, demolăm tot. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, bărbării de mine. Acum trebuie să iau ciocanul, este o bucată mare acolo și nu vreau să... Nu vreau să fac ceva. Să ridic greutate. Bucăți mari, bucăți mici. Deci trebuie să lucrezi foarte relaxant, pentru că dacă lucrezi în viteză, n-are rost. Trebuie să lucrezi în viteză, indiferent unde ești, pe șantiere, în construcții, n-are rost să lucrezi cu o viteză foarte mare, chiar nu are rost. Cel mai bine aștepți să mai vine cineva să ridicați ferul ăsta de jos. Cel mai bine. Nu vă stricați sănătatea. Este foarte importantă. Hop! Da, vor fi și la tot ce e mare, și la oare mici, la așa așa, că trebuie băgat în sal. Metrajul este doar cu de balie. Deci, a întrămas zidul, după cum ați văzut foarte bine, zidul a fost acolo și, bineînțeles, totul a fost ok. Ați văzut? Totul a fost ok. Geaga. Geaga. Ați văzut? Ați auzit de geaga? Thank you.
Dar de pe de vecii mari, așa. Și restul toată grămadă, acum. Am zis, după cum se lucrează. Deja avem 16 minute de când lucrăm. Da, dacă pui mătră și dai cobare, poate să pui mătră. Mătră bine, acolo și dai de acolo, că avem mesaje. Je comprends mieux français.
foarte mijloc. Uitați că grămada s-a strâns aici. O grămadă extrem de mare. Ia uitați ce este acolo. Deci, cam așa decurge lucru. Curățenie extra. Extra point. Un pic ușor, să mai se pe aici.
2 secund. Să acomos bien. De gulă. Ați văzut? Deci, am făcut curățenie pe aici. Și bineînțeles, tăiem filmul când o să terminăm cu această debarasare care este aici. Ia uitați. Ia uitați. Mai este pe aici de făcut. Și bineînțeles, totul este ok. Ia uitați cum arată noul perete. Făcut frumos, elegant și bineînțeles, scara este în ok. Ia uitați. Nu a agravat nimic. Deci, apoi, tot ce este aici aruncat la gunoi și, bineînțeles, o să iasă un buncăr frumos. Ați văzut videoclipul cu demolarea peretului. Acum o să vedeți acest videoclip cu curățenia perfectă.